Mihac este bară și mingea intră în poartă, dar este fault, cred. Sebastian Colțescu cheamă repede echipa medicală a oaspeților. Sunt doi jucători de la Șepși căzuți pe gazon. Nu știu dacă centralul a validat golul sau nu. Asistentul rămâne undeva aproape de colțul terenului. Dar dinamoviștii se duc și duc mingea la mijlocul terenului. Semn că este 1-0 pentru Șepși. Este gol valabil marcat de Șafranco la prima acțiune de poartă. N-avea niciun motiv să semnalizeze, să sancționeze ceva la acest atac. Da, golul este valabil, golul este acordat, validat și Șepși deschide scorul în minutul 1, practic, deși a trecut ceva timp de când s-a dat startul partidei.